Aici sunt banii dumneavoastră. Râu de apă caldă pe strada Gheorghe Duca, sau cum se numește strada asta, de pe lângă gara de nord. Presupun că e o avarie. Iată de ce trebuie reparate țevile din vară. Nu așteptați să vină sezonul de încălzire și să simțim pe pielea noastră pierderile de energie din rețea. E ceva apă aici, nu? Un metru cub pe minut sau mai mult. Apa caldă se duce spre gara. Unde se duce apa caldă oare? În metrou? Apa caldă. Bună de spălat mașina.